Se zice că Dumnezeu ne feriește de lucrurile care ne dorim ca să ne dea pe cele care avem nevoie. Și această frază simplă are o însemnătate foarte, foarte profundă. Căci atunci când suntem, când avem inima rănită, când avem supărări nerezolvate, putem să numim traume nelucrate, foarte des acționăm din lipsă, acționăm din frică, acționăm cu intenția cumva să dovedim cuiva ceva, să ne răzbunăm pe cineva, să dovedim că noi putem, ca un fel de o permisiune să facem. Și deseori aceste dorințele noastre sunt influențate de rănile pe care le purtăm, de cumva influențate din exterior, din ceea ce pare să fie ca o reprezentare a succesului. Și deseori această puterea manifestării înainte de a dacă o, o întrebuințăm, este, poate să ne ducă în această cale ca și ca unui drogat, da? Că eu am fost acolo, atingând un scop, îți dai seama că nu ești satisfăcut cu acel scop, îți dai seama că băi, nu e asta. Oricum gândește automat, creierul nostru este că ne gândim că posibil nu e destul de asta. De exemplu, de să zicem că avem nevoie de 10.000 de euro pe lună, spre spune. Și ai ajuns la 10.000 de euro, dar nu ți simți satisfăcut. Înseamnă că cum te gândești, mă tine că te-au 20.000. Sau mai am nevoie și de asta, ceea ce iarăși arată influențat de reclame și așa mai departe. Și iată, această fugă după realizări, după ceva să schimbăm ceea ce vede ochiul, poate să ne ducă la o perioadă foarte lungă de căutare în afară, ceea ce este răspunsul căruia sau cărei întrebări este catare în interior. Și de asta, înainte de a porni pe calea manifestării, este important să lucrăm cu sine, să descoperim cine sunt eu, ce lucruri fac parte din mine, care sunt lucrurile care mă vor sau fac parte din ceea ce sunt eu și ceea ce sunt eu aici să fac pe acest pământ. Și asta cumva mi influențează în primul rând o direcție spre cam ce lucru ar fi bine să făcut, de făcut. Al doilea, este important să lucrăm cu aceste răni. Aceste răni, stări interioare care sunt în momente mai joase emoționale. Ele ne fac ca să nu vedem clar. Ne întunică ochii. Mă văd pe mine posibil ca o victimă sau văd pe cineva ca un abuzor și așa mai departe. Și iarăși aceste dorințe devin creem dorințe din contextele astea pe care atare sunt doar niște iluzii create de răni din trecut. Și de aia este foarte ușor să cazi într-acest cerc sau spirală a drogatului, eu aș spune așa, de dorințe și de creare și de manifestare dorinței. Și am văzut deseori în programul nostru intră oamenii cu un scop anumit, da? Și după lucru cu sine, descoperire sine, lucru cu aceste răni, își dau seama că ceea ce îmi vroiam eu era total altfel, îndeopște diferit. Și iată, acesta este mesajul pe care am vrut să vă-l transmit astăzi. Și sunt multe programe la moment care sunt foarte bune în a ajuta persoanele și a împărți cu persoanele aceste practici, aceste metode. Este responsabilitatea fiecărei persoane care încerc, care dorești să înveți și pășești spre aceste programe, să aibă responsabilitatea față de lucrul pe care îl are cu sine. Și asta vă aș vrea să subliniez în acest mesaj de astăzi. Chiar și cum am spus, este foarte ușor să atingi un scop ca tare, având ingredientele și utilizând, făcând pașii corecți. Dar iată, cel mai valoros lucru este să știi care este scopul acesta, care într-adevăr a să mă umple cu adevărat. Ceea ce stă de partea cealaltă a
depășirii de sine, a descoperirii de sine, de a împuternicirii sinelui, deseori este total diferit de ceea ce noi ne putem imagina. De asta o dorință clară la moment, într-o stare posibil în care ești, dacă ești într-o stare în care relațiile nu sunt faine, dacă nu ești satisfăcut, pur și simplu te simți ca dintr-o poziție de victimă, te simți cumva izolat, te izolezi de la oameni, foarte probabil sunt niște lucruri la care trebuie să lucrezi de vindecat. Și atunci, dorind aceste lucruri care par a fi a scăpare, ca scăpare, de exemplu, niște bani sau o mașină, o casă și așa mai departe. Și în ceea ce ne imaginăm atunci este mai mult legat de eliberare cumva, de eliminarea durerii, decât ceea ce noi într-adevăr ne dorim. Și doar atunci când ne depășim, ne cunoaștem despre ceea ce avem nevoie, despre cine suntem, atunci știm ce avem nevoie. Și atunci când vindecăm aceste răni, vindecăm aceste relații, noi ne întâlnim cu adevăratele dorințe. Și atunci este momentul când putem și foarte mult valorează aceste unelte, aceste practici, aceste cunoștințe despre manifestare, atracție și așa mai departe.